Unul dintre principalele obiective ale clubului Steaua București în acest an este promovarea echipei de fotbal în Liga a doua, dar se lucrează intens și la centrul de copii și juniori, unde, odată cu venirea lui George Ograru, s-a implementat un nou mod de lucru. Săptămânal, la centru au loc lecții deschise la care participă toți antrenorii și scouterii clubului din Ghencea. Legende ale stelei, precum Ștefan Iovan, Vasile Aelenei, Teodor Anghelini, Radu Troi sau Laioș Sătmăreanu, ajută împreună cu managerul George Ograru și alți antrenori tineri la dezvoltarea centrului de copii și juniori, pentru ca jucătorii din propria pepinieră să facă în cel mai scurt timp pasul către echipa mare. Credeți că vreunul din cei pe care i-ați văzut astăzi, l-ați identificat, 1, 2, 3, au capacitatea aceasta de a ajunge la nivel profesionist? Sunt copii care putem să ne bazăm pe ei în continuare. Sper că într-un an, doi, să ajungă și pe la echipa mare. Am avut șansa să dăm doi jucători, pe Ilie și pe Nițu. La fel, erau jucători cu potențial uriaș, dar atunci nu erau fizic 100%, că ne-au și spus, mi s-au și reproșat că nu erau 100% fizic. Dar am reușit într-un final să facem ceva. Diferența cea mai mare între junior și senior este intensitatea antrenamentului. Bineînțeles, și duelul fizic, dar este intensitatea. Antrenorul trebuie să scoate din jucător tot ce e mai bun din el. Avem sala de forță aici, avem, folosiți-o. Noi, ca și antrenori, noi să ne folosim la maxim, să ne stimulăm la maxim, încât să putem să le oferim jucătorilor ăstora toate condițiile și toate standardele pentru ca ei să se dezvolte. Am crescut la nivel de copii juniori și aici le mulțumesc celor de la minifotbal care s-au implicat, din decembrie până astăzi, cu 30% mai mult. Trebuie să facem dacă vrem să aibă personalitate atunci când are mingea, că dacă o ia și o pierde iar sau o dă lungă și afară, nu câștigăm nimic. Ultima lecție deschisă i-a aparținut antrenorului de la grupa sub 19 ani, Alin Dumitriu, care deține licența A Elit. Alin, în ce a constat lecția de astăzi? Am avut un antrenament tehnico-tactic cu băieții. Ca obiectiv avem schimbarea direcției de joc și antrenarea situației de 3 contra 2, 4 contra 3 și acțiuni de superioritate numerică. Cum s-au descurcat? Mulțumit? Eu zic că sunt foarte mulțumit, s-au descurcat bine băieții, bine, cu plusuri și cu minusuri, pentru că au fost și antrenori de față, televiziunea, au avut și ceva emoții, dar una peste alta eu am fost mulțumit de băieți. Cât de mult contează aceste lecții deschise în care participă toți antrenorii de la centru? Din punctul meu de vedere sunt niște lucruri extrem de importante, ne ajută și pe noi ca antrenori, ajută și pe ei ca jucători să ne dezvoltăm împreună. Deci sunt niște, din punctul meu de vedere, sunt lucruri foarte, foarte importante, aceste ședințe pe care le facem, aceste antrenamente masterclass, cum ne spunem noi. În cât timp crezi că vor ajunge jucătorii de la centru la echipa mare? Acum e devreme să spun cine, ce, cum, când, dar sunt sigur, cu siguranță sunt câțiva copii care ar putea face față la prima echipă. La antrenamentul susținut de Alin Dumitriu a fost prezent și antrenorul echipei mari, Daniel Oprița. Noi ne bucurăm de prezența dânsului și sperăm să scoatem jucători pentru prima echipă.